Răul în lumea aceasta nu este stârpit dacă ne abținem, să știți. Un mod de a perpetua răul este ca oamenii care pot să facă ceva împotriva lui, este să nu facă nimic. Să se abțină. De asta se perpetuează rău. Răul se propagă în familie, în societate, în viața personală, nu reacționând și tu rău la rău. Nu așa. Ci ne reacționând. Spui, băi, eu n-am făcut nimic. Așa e un sentiment de satisfacție. Nu am reușit să nu fac nimica. Acela este un mod de a perpetua rău. Gândiți-vă, de exemplu, la copiii dumneavoastră. L-auzi odată, nu știi de unde, din desene, de la alți prunci, că copilul tău spune o prostie. Și tu nu reacționezi. Nu fac nimica. N-am făcut nimica. Nu l-am încurajat. Nu faci ca alți părinți. Ha, 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 ce prostie i-au spus. Ha, ha, mă, cum știe pruncul meu la 3 ani să spună în jurătura aia? Nu râzi. Zic, eu nu sunt ca alți părinți care râd la prostiile copilului meu, dar nu faci nimica. Perpetuezi rău sau nu? Sigur că îl perpetuezi. Tu perpetuezi rău în situația aceea. Vezi, domnule, există cineva, luați orice domeniu vezi dumneavoastră. Este un criminal în societate. Domnule, noi n-am încurajat crima lui. Bine, dar nimeni nu l-a închis ca să nu mai facă crima aceea, da? Luați lucrul acesta în biserică, care este un principiu al disciplinării bisericești. Cineva face păcate scandaloase care aduce hulă împotriva numelui lui Dumnezeu, a cuvântului și a bisericii. Biserica zice, domnule, noi nu l-am încurajat, nu facem ca el. Bine, bine, dar nimeni n-a făcut ceva împotriva răului respectiv, da? Acum, principiul pe care îl subliniază Petru aici și îl prezintă puțin într-un mod diferit este să reacționăm, pentru că doar reacția prin bine, doar reacția prin bine face într-un fel o diferență clară între bine și rău. Nu când nu faci nimica, ci când reacționezi bine.